Calvarul locuitorilor din cartierul Rudari poate lua sfârșit odată cu realizarea unui tronson de drum care să permită traficul tirurilor prin afara orașului. Un astfel de proiect este propus de echipa PNL Giurgiu și a fost prezentat astăzi de copreședintele Dumitru Beanu, candidat la președinția Consiliului Județean. Noul drum urmează să fie realizat prin efortul comun al primăriei și Consiliului Județean, a explicat liderul liberal. A existat în 2012 un contract semnat pentru construirea unui tronson din centura municipiului, între intrarea în oraș, zona plase, secția plase sudate pe șoseaua București, după aceea undeva în stânga până la VAM. Deși a existat contract semnat, desemnat câștigător, trebuia doar finanțare și putea fi asigurată pe ordonanța 28 de la Ministerul Dezvoltării, a fost reziliat contractul, lăsate lucrurile încurcate, cum au rămas și acum după 4 ani, și în continuare intrarea în vamă, a văzut, are acel traseu sinuos care creează probleme mari în cartierul Mărginaș din zonă. De la această idee pe care am avut-o și aproape de încheierea mandatului, extinzând lucrurile, consider că este normal să propun colegul meu candidat la primărie, domnul Nicolae Florian, ca șoseaua de centură a municipiului Giurgiu să fie finanțată din bugetul instituției, în propriu spus, din banii disponibili de la Ministerul Dezvoltării. Pentru astfel de proiecte de infrastructură ar fi putut fi obținute fonduri și până acum de la Ministerul Dezvoltării. Din păcate, Municipalitatea Giurgiuveană nu a accesat astfel de fonduri, a mai declarat Dumitru Beanu. Dacă, așa cum spunea cu mare emfază într-o conferință de presă domnul Bădălău, s-au găsit peste 2.000 de miliarde de lei vechi pentru lucrări mai importante sau mai puțin importante de infrastructură rutieră în județul Giurgiu, este imposibil de înțeles pentru mine de ce nu s-a găsit bani măcar pentru asfaltarea unei străzi din municipiul Giurgiu, că tot s-a încheiat o perioadă ploioasă și se circulă extrem de greu în multe cartiere din oraș, sau de ce nu s-au alocat bani pentru acest tronson de șosea de centură atât de necesar, până la urmă, întregii României. Este o ieșire din țară între cele mai importante. Lucrurile astea pot fi abordate și rezolvate cu mult mai multă transparență și bună colaborare între mine și Nicolae Florian, cum sunt convins că va exista. Tot pentru infrastructură rutieră, Dumitru Beanu a explicat că vor fi depuse proiecte pentru finanțarea unui nou segment al drumului de centură care să facă legătura prin afara orașului, în zona de nord, cu drumul național către Zimnicea.